Patru de percheziții au loc în această dimineață în Mehedinți, Dolj și Caraș-Severin. Conform procurorilor, doi bărbați din Drobeta Turnul Severin, care ar fi angajați ai primăriei, ar fi scos certificate de vaccinare false pentru 96 de persoane. Mai multe informații primim chiar acum de la Andreea Georgescu. Te ascultăm, Andreea, bună dimineața! Bună dimineața! Cei doi angajați ai primăriei Drobeta Turnul Severin sunt cercetați pentru accesarea ilegală a sistemului informatic de generare a certificatelor COVID de vaccinare, respectiv registrului de vaccinare a adulților, dar și de fals informatic. Faptele ar fi avut loc în perioada 15 mai-25 iunie, atunci unul dintre cei doi care era detașat registrator la un centru de vaccinare din Drobeta Turnul Severin ar fi mers la centrul respectiv în afara orelor de program și ar fi generat 96 de certificate de vaccinare pentru tot atâtea persoane prin suprascrierea unora existente. În realitate, arată probele pe care le au polițiștii și procurorii din Mehedinți, cele 96 de persoane nu ar fi fost niciodată vaccinate împotriva COVID-19. Sunt percheziții în derulare în acest moment, 64 în Mehedinți, Dolj și Caraș-Severin, cei doi bănuiți de fals și accesare ilegală a sistemelor informatice vor fi aduși la audiere alături de peste 60 dintre așa zișii beneficiari ai documentelor falsificate. Urmărim acest caz, nu este primul de acest tip. Vă reamintesc că pe parcursul ultimelor săptămâni au fost mai multe anchete deschise cu privire la suspiciuni de falsificare a unor documente care atestau vaccinare.